stațiunea Mamaia este aproape gata pentru a primi turiștii veniți în mini-vacanța de 1 mai. Astfel că plaja a fost curățată, nisipul nivelat, iar pe promenadă lucrările sunt întoi. Litoralul este în topul preferințelor românilor. Ca în fiecare an, cel mai mare număr de turiști este estimat să ajungă în stațiunea Mamaia, astfel că pregătirile pentru deschiderea sezonului estival 2014 sunt în toi. Pregătirile sunt în grafic, vânzările de asemenea, pentru că avem un ritm de rezervări foarte bun pentru mini-vacanța de 1 mai. De altfel, mâine credem că guvernul va și aproba solicitarea noastră ca ziua de 2 mai să fie declarată zi liberă. Asta ne va permite nouă să dăm un start în forță sezonului de litoral în 1 mai 2014. Avem evenimente în pregătire în toate stațiunile de pe litoral. Simultan vor avea loc spectacole pe plaje în Năvodari, Mamaia, Eforie, Costinești și Mangalia Neptun. Parada tradițională de acum deja de 7 ani a litoralului românesc, care va începe în sudul litoralului și se va încheia în Mamaia. Spectacole pe plajă, show de lasere pe toate plajele în timpul serii, concerte și la Mamaia va avea loc în sfârșit lansarea oficială a filmului oficial de promovare a stațiunii Mamaia. Turiștii care vor sosi în mini-vacanța de 1 mai vor avea parte de pachete speciale de cazare și, bineînțeles, de numeroase activități și evenimente organizate de autoritățile locale. Sunt așteptați 10.000 de turiști, iar vremea frumoasă și caldă de până acum dă mari speranțe. Ne așteptăm la peste 40.000 de turiști pe litoral. Plajele litoralului românesc au fost curățate de munții de scoici, nivelate și igienizate de utilaje și lucrători spre bucuria celor care au profitat de soare și au ieșit la plimbare. Deocamdată e în lucru, sper să arate bine. Până acum nu se vede. Se vede că se lucrează, încă nu. Mai e de lucru. Având în vedere cum se prezintă acum, nu știu, puțin mai încolo cum e, dar aici e ok. Și acum ați ieșit la plimbare, să înțeleg. Aerosol, da. E amenajat. Îmi place. Crezi că va fi gata pentru sezonul estival, pentru startul sezonului estival? Da. Da. Sunteți mulțumiți, să înțeleg? Da. Sunt mulțumit. Lucrările începute în luna noiembrie a anului trecut sunt realizate în cadrul proiectului Promenada Turistică Mamaia, finanțat prin Programul Operațional Regional, care are ca obiectiv modernizarea și reamenajarea promenadei turistice din Constanța.